Deși în capitală încă nu avem transportul în comun de suprafață gratuit, așa cum ne promitea proaspăt în funcția de primar general al capitalei Gabriela Firea, acum RATB vine cu schimbări privind taxarea și modalitatea de control a călătorilor. Regia a anunțat că începând de astăzi, controlorii îi vor verifica pe călători înainte de urcarea în vehicul, totul în scop preventiv. Mai multe știe colega noastră Alexandra Marin. Alexandra, bună seara, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! Echipele de control ale RATB vor începe încă de astăzi să verifice, încă de la urcarea în mijloacele de transport în comun, dacă toți călătorii dețin titlul de călătorie valabil. Verificările vor fi făcute la ore de vârf și în stații cu flux mare de călători. Ore de vârf însemnând dimineața între ora 6 și 9 și după amiaza între orele 17 și 19. În rest, controlele vor fi făcute la fel ca până acum în mod obișnuit. Ceea ce trebuie precizat este faptul că vorbim despre un proiect pilot. Asta se specifică și în comunicatul de presă care a fost postat și pe pagina oficială de Facebook al regiei, unde internauții nu au întârziat să comenteze. Mulți dintre ei au spus că această decizie nu ar fi tocmai cea mai bună și că din cauza acestei hotărâri se vor înregistra și mai multe întârzieri și probleme la venirea autobuzelor și tramvaielor, însă nu au ratat și să readuc aminte faptul că la începutul campaniei electorale Gabriela Firea promitea că transportul în comun de suprafață va fi gratuit. Ei bine, acest lucru încă nu s-a întâmplat și spun că vor aștepta în continuare ca acest lucru să se realizeze. După cum v-am spus, vorbim despre un proiect pilot, iar la sfârșitul acestei luni se vor face și câteva evaluări și se va hotărâ ce măsuri se vor lua pe mai departe. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere!